Intoxicați cu fum, așa au murit cei 7 bolnavi internați la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Cel puțin unul dintre ei se vindecase de COVID-19 și aștepta să se elibereze un loc în saloane ca să plece la terapie intensivă. Nu a mai apucat pentru că incendiul a curmat 7 vieți în câteva minute. Rudele pacienților decedați sunt revoltate și vor să afle exact ce s-a întâmplat cât mai repede. Vă avertizez că urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional. Oamenii în halul acum au trecut prin calvarul morți. Cine este vinovat? Toți sunt vinovați, toți, început cu guvernul. Durere, neputință, revoltă. Așa arată iadul pentru rudele victimelor de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. A venit fratele meu disperat și ne-a chemat azi, vedeți, ca de Spitalul din Constanța. Și acum tot o casă. Cătălin și Sânziana și-au pierdut mama. Cei doi își stăpânesc cu greu furia față de un sistem care, în loc să le însănătoșească părintele, l-a condamnat la o moarte cruntă. Oameni săraci pe jos, în saci, ca pe niște animale arși carbonizați, ne-au omorât, ca pe un câine. Mi-am pierdut mama, ce poate fi mai rău de atât? Te duci la spital ca să te vindeci, să te faci bine, nu ca să mori ars. Femeia de 65 de ani își revenise după tratament și aștepta să fie scoasă de la terapie intensivă. Din nefericire, acest lucru nu s-a întâmplat. A avut cele mai grave arsuri dintre cei 7 oameni uciși de foc. Deși nu mai avea COVID-19, era într-un ATI care era suport COVID-19, doar că nu fusese transferat într-un alt ATI din lipsă de spațiu, exact așa i s-a spus familiei. Cauza morții este clară. Pe acest certificat constatator al decesului arată și se arată foarte clar că întreruperea ventilației mecanice practic a dus la decesul pacientului. Azi, la morga din Constanța, rudele celor care și-au pierdut apropiații au venit să identifice. Sunt împietriți de durere. Este foarte dureros, nu știu. Nu pot, e un coșmar din care cred că nu o să mă mai pot trezi niciodată. E o pierdere imensă, era mama mea. E strigător la cer, că ajungi numai în 2 săptămâni și să nu poți să mai recunoști un om care ai trăit practic o viață lângă el. De când te-ai născut? Trebuia să fie asistentă în permanență acolo. Nu am recunoscut, o să o ridicăm, să o luăm acasă, să o mormântăm. Eu moar ca pe niște câini. Procurorii au stabilit exact ce i-a ucis pe oamenii prinși în capcana flăcărilor. Principala cauză este această intoxicație cu fum. Aveau funingine în căile respiratorii și 2 aveau mai mult arsuri mai mari decât celălalt. Au fost clipe de coșmar și pentru medicii care au încercat să-i salveze pe pacienți din infern. A fost o zi foarte grea, extrem de grea. A fost dimineața, pentru că a fost dimineața, lucrurile au decurs mult mai repede decât ar fi decurs să fie în timpul unei gărzi nocturne. Un tablou traumatizant chiar și pentru cei care sunt obișnuiți să vadă zilnic suferința. A fost cumplit pentru cei care au murit, condoleanțe, și este foarte trist pentru tot colectivul. Era tristețe, agitație, foarte greu. 2 dintre pacienții evacuați în urma incendiului sunt în stare gravă. Ceilalți prezintă forme medii și ușoare de boală. Niciunul dintre ei nu a suferit arsuri. Anchetatorii trebuie să stabilească acum ce a dus la această nenorocire. Vom face o investigație documentară, documentele și rezultatele investigațiilor le vom trimite corpului de control al primului ministru. La Spitalul de Boli Infecțioase de la Constanța încă se efectuează cercetări la fața locului. În sprijinul autorităților locale au venit și specialiști de la București.